Spuneți-mi, vă rog, cum ați descrie personajul pe care îl jucați dumneavoastră acum în serialul Lia și care este diferența dintre el și celelalte personaje pe care le-ați mai jucat în astfel de produs? Mitocan. Nu tu că mi-ai pus întrebarea asta, așa este personajul meu. Este mahalagiu, mitocan, misogin, am terminat M-ul. Mincinos nu e. Uneori se minte pe sine, dar e un personaj fără școală, înțelegi, care trăiește intens. Și am spus că mai aproape el ar fi de un animal, asta nu că e monstruos. Ca simțământ, simte ca un animal, ca un câine, eu apreciind animalele, considerându-le uneori superioare oamenilor. Deci Marcel, dacă îl e așa, poate fi și un om superior. Deci să înțeleg că nu ați luat nimic de la Marcel să puneți în viața dumneavoastră personală. Nu, întotdeauna iei din viața personală și transform, prelungești, mai scazi din toate astea. Nu poți să vorbești decât prin prisma experienței tale. De rest, înseamnă că e teatru sau cinema prost jucat. Spuneți-mi, vă rog, cu care dintre colegii de platou vă place să jucați cel mai mult? Nu știu, poate există o picătură în plus față de ceilalți? Nu știu. Nu ne bași tu mortul în casă, da? Altă întrebare. Cum ați caracteriza sau cum ați descrie într-un singur cuvânt anul 2022? Am o mare bucurie că a trecut. Am o mare bucurie că n-a început un război. A avut clipe deosebit de frumoase în ceea ce privește viața mea personală. Pot să spun și întâlnirile pe care le-am avut și piesele pe care le-am scos, casa pe care am construit-o. Deci au fost, chiar și în pandemia lucru foarte urât, nu? Că s-a întâmplat pandemia, dar pentru mine a fost un moment de relaxare extraordinar. Fiind bolnav, fiind și să dau colțul, dar m-am relaxat. Aveți o experiență strălucitoare în teatru, televiziune, producții, etc. Există totuși un rol pe care v-ați fi dorit să-l jucați și nu ați făcut-o până acum? Sau râvniți la un anumit personaj? Nu. Nu mi-am dorit niciun rol, niciodată. Nu am visat să joc ceva. Am fost atât de ocupat încât mi-au venit rolurile și îmi mulțumesc celui de sus. Că m-am achitat mai bine, mai rău față de... mai greu, mai puțin bine. Asta e cu totul altceva, dar întotdeauna... Știi care e chestia? Îmi place să fac lucrurile bine. Atâta tot. Și sunt o mulțime de lucruri de făcut, chiar și cele mai mărunte. Dar au existat situații inverse în care dumneavoastră să refuzați un rol care vi s-a propus? Da, da, da. Se întâmplă destul de des. Asta și din pricina timpului și din pricina scrierii. Vocea dumneavoastră este una dintre cele mai cunoscute voci din România. Vreau să vă întreb, ce credeți sau care credeți că a fost cel mai mare avantaj al dumneavoastră? Talentul sau vocea? Sau v-a ajutat cam? Păi, și să ai voce pe care ți-o dă Dumnezeu și să o păstrezi, e un talent și ăsta. Lucrurile se combină. Nu ai de unde să știi de unde vine și ce vine, pentru că ești un tot. Eu sunt cel care sunt, spunem. Un gând pentru cei de acasă, odată cu începutul noului an, care se apropie. De sărbători? Da. Găsiți-l pe Dumnezeul din voi. Există și există, nu-l mai căutați în dreapta, în stânga, nu știu ce, îl puteți căuta peste tot, puteți face și excursii la catedrale, la biserici, cu o singură condiție, întâi să-l găsiți aici.